L-a lăsat pe Zoa să tragă, a făcut-o slab în zid. Distanța e totuși destul de mare de poarta lui Jesus Fernandez. Patru jucători în zidul CFR-ului. Denis Alibeg. O minge tare, pare și e gol! E gol 3-1 pentru Astra Giurgiu! Cât de bine execută Denis Alibeg această lovitură liberă. Mingea lovește bara și apoi revine în careul lui Jesus Fernandez. Dan Petrescu așezat pe bancă. Gol marcat de Astra, 3-1 și formația lui Enache are prima șansă la calificare. Încă o dată șutul lui Denis Alibeg. Mingea ciupește și pământul. Budean cu genunchiul împinge balonul în plasă. Excelent executat această lovitură liberă. E 3-1. Și CFR-ul la acest scor se poate gândi doar la campionat. De la meciul cu luxemburghezii de la Dudelange, CFR-ul nu a mai primit 3 goluri acasă. O seară destul de grea pentru echipa lui Dan Petrescu.